În aceste zile, hoții de buzunare se află în elementul lor, deoarece febra cumpărăturilor, cozile interminabile din magazine, dar și aglomerația din zona piețelor vor disturba atenția oamenilor, sporind astfel șansele infractorilor. Oamenii legii au ieșit în cele mai aglomerate zone din oraș pentru a atenționa gorjenii cu privire la acest aspect, oferindu-le și câteva sfaturi pentru a nu cădea pradă hoților. În perioada premergătoare a sărbătorilor pascale, polițiștii din cadrul Biroului de Analiză și Prevenirea Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, în colaborare cu reprezentanții Inspectoratului Județean de Jandarmi Gorj, Centrului de Evaluare și Prevenire Antidrog și Serviciul Județean Anticorupție Gorj, desfășoară activitate preventivă în cadrul programului de prevenire a infracțiunilor contra patrimoniului. În cadrul acestor activități, purtăm discuții cu cetățenii cu privire la protecția bunurilor personale, îndeosebi pentru prevenirea furturilor din buzunare, poșete și genți. Un alt obiectiv pe care îl urmărim este prevenirea accidentelor rutiere în rândul pietonilor, cunoscut fiind faptul că în această perioadă de timp valorile de trafic sunt crescute în municipiul Gojiu, iar traversarea trebuie să se facă numai prin loc permis, adică pe trecerea de pietoni. Oamenii au luat în considerare sfaturile oferite de polițiști. Nu la vedere bunurile, atenție la prevenirea târzărilor, adică furturile cu violență. Să nu vă împingă, să fiți lovite, după care să vă... Dumnezeu știe cine o face. Păi Dumnezeu știe, dar trebuie să avem și noi grijă. Că Dumnezeu are grijă, dar dacă avem și noi de noi. O campanie de informare prin furturile din buzunare, din poșete, din portofele. Mare atenție cum vă păstrați valorile când mergeți la cumpărături. Evitați locurile aglomerate. Locul propice de acțiune. Pietonii sunt și ei sfătuiți să nu își riște viața trecând strada neregulamentar, mai ales că în această perioadă traficul rutier se desfășoară cu dificultate.